Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cel mare în fapt și minunat în lucruri, făcătura toată făptura cea văzută și nevăzută, cel ce păzește așezământul tău și dai mila ta celor ce te iubesc pe tine și îți păzesc poruncile tale, cel ce primești lacrimile cele de umilință ale tuturor celor din necazuri, că pentru aceasta ai venit în chip de rog, nu cu nerocinii fricoșindu-ne pe noi, ci din adevărată temăduire trupului și zicând, iată, te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai greșești. Încă și din tine, ai făcut toți sănătoși și poruncini să se spere prin cuvânt, ai făcut să se lășluiască în lumina. Cel ce oprești vale patimilor celor potrivnice și potrivești mare această dată acestei vieți și îmblânzești pornirile cele greu de purtat ale plăcerilor, însuți iubitori de oameni împărate, cel ce ne-a dat nouă preoților, să purtăm veșmânt luminat ca zăpada din apă și din duh, și acum trimite harul prea Sfântului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, și sfințește apa aceasta. Amin. Și acum trimite harul prea Sfântului și de viață făcătorului tău Duh, care sfințește toată și sfințește apa aceasta. Viață făcătorului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Și starea și stropirea cu apa aceasta, trimitere nouă binecuvântarea ta, care spală împinăciunea patimilor, așa ne rugăm, cercetează-ne putințele noastre și tămăduiește cu mina ta bolile noastre cele sufletești și trupești. Să sfințesc Biserica aceasta prin să fie foarte sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Biserica aceasta prin să fie foarte sfințită în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acestea pentru pregoapă sfințită, numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Vă doresc să aveți de părți în Sfântul Dumnezeu. Să veniți să vă luați și spice și aghiați, să duceți acasă.